mult. Caz șocant într-o comună din Argeș, un tânăr de 23 de ani a murit după ce a fost strivit de o poartă de fotbal. Angajații primăriei din localitate au fost cei care au mutat cadrul metalic pentru petrecerea dedicată zilei comunei. Tânărul a fost transportat la spitalul din Pitești, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Adriana Drăghici, colega mea, vine cu toate informațiile despre cazul acesta și e foarte important de văzut care a fost și reacția celor de la primărie despre ceea ce s-a întâmplat. Adriana, te ascultăm. Bun găsit. Găsită tuturor, tragedia s-a produs în Comuna Argeșană-Băbana, acolo unde Stelian, un tânăr de 23 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit în cap de bara transversală a porții de pe terenul de fotbal din localitate. Prietenii și familia lui Stelian acuză administrația locală că din cauza acesteia s-a produs această tragedie. Cu două zile înainte de producerea acestui eveniment, pe terenul de fotbal au avut loc, zilele comunei, moment în care mai mulți reprezentanți ai primăriei au scos poarta de fotbal după care au montat-o la loc, fără a o asigura, spun apropiații lui Stelian. Mai mult decât atât, după producerea tragediei și după ce Stelian a fost preluat de către echipajele ambulanței, la fața locului s-au deplasat mai mulți angajați ai primăriei care ar fi pus poarta la loc și au asigurat-o. În acest caz a fost deschis un dosar penal de parchetul de pe lângă judecătoria Pitești, care cercetează acum împrejurările în care s-a produs acest incident.